În urma numeroaselor solicitări din partea buzoienilor care au cerut redeschiderea obiectivului, primăria a început negocieri pentru închirierea bazinului de not. Încercăm totuși, dacă vreți, pe o presiune socială. Sunt foarte multe solicitări pentru a avea un bazin olimpic, un bazin unde să se poată nota, și atunci am hotărât, suntem în negocieri pentru a închiria fostul bazin olimpic, astfel încât în primul rând să ducem copiii acolo, să creeze clase de not în școli, chiar de la nivel de grădinițe, pentru că este un sport extrem, extrem de sănătos. Mai mult, edilul șef vorbește despre un amplu proiect de dezvoltare odată cu redeschiderea bazinului de not. Copiii gratuit, bineînțeles, adulții contra cost, că trebuie să încerci să recuperezi o parte din cheltuieli, dar important este pentru copii să poată activa acolo. Vom activa în cadrul Clubului Gloria Buzău. Vom activa și secția de sport pentru toți și ne vom implica și vom implica clubul în foarte multe competiții de masă, de la nivel de copii până la nivel de adulți, inclusiv pe zona asta de practicarea notului. Printr-o subvenție lunară din bugetul județean, bazinul olimpic de la Buzău a fost redeschis la finele anului 2012. În 2013, în urma unui control al Camerei de Conturi, Consiliul Județean a fost nevoit să rupă colaborarea cu proprietarul. Primarului Constantin Toma nu este teamă că istoria s-ar putea repeta, pentru că există cadru legal pentru închiriere. Să respectăm legea și o respectăm. Mai sunt mici abateri, dar nu din alte motive, de exemplu șpagă. Ca să nu se gândească concetățenii noștri, ci pur și simplu mai sunt niște erori făcute în general de funcționari, pentru că vă dați seama, la orice decizie care o iau, îi consult dacă este bine, dacă este legal. Când nu sunt sigur, mai întreb în stânga și în dreapta, inclusiv la colegi primari din toată România. În perioada colaborării cu deținătorul bazinului de not, Consiliul Județean plătea 120.000 de lei lunar, cheltuieli minime de funcționare negociate la acea vreme.